Cancerul de sân este în acest moment principala localizare neoplazică malignă în țara noastră. Diagnosticarea și tratarea cazurilor incipiente asigură o rată de supraviețuire care tinde spre 90%, însă, din păcate, multe paciente nu ajung la timp la medic. Chirurgul Patriciu Achimaș Cadariu de la Institutul Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță din Cluj-Napoca spune că uneori sunt perioade în care un sfert dintre paciente vin la spital în stadiu metastatic. Problema este că, într-un stadiu 4, supraviețuirea va fi undeva de 20% sau chiar sub 20%, în funcție de tipul de tumoră, mai agresivă sau mai puțin agresivă. Într-un interviu acordat via Cluj TV, profesorul Achimaș spune că aceste cifre dramatice vin să susțină nevoia conceperii și, de această dată, a implementării unui plan de combatere a cancerului. Medicul prezidează, în calitate de deputat, o comisie parlamentară care vizează atingerea acestui obiectiv. Înainte de 90, cancerul de sân era o localizare frecventă, dar nu neapărat în top. A crescut foarte mult incidența acestei patologii și am ajuns în acest moment să combinăm două situații mai puțin fericite. Una, o incidență mare a cancerelor lumii occidentale, lumii vestice, printre care și cancerul de sân, care se plasează pe primul loc în acest moment, dar în același timp păstrăm și racilele, să zicem, unei lumi mai puțin dezvoltate, cu cancere specifice, cancerul de col uterin, prin lipsa screeningului, și cancerul pulmonar, datorită faptului că, în ciuda eforturilor și chiar și legislative, care trebuie subliniate, fumatul este încă o mare, mare problemă în societatea noastră. Revenind, cancerul de sân în acest moment este principala localizare neoplazică malignă în țara noastră, sigur prima la femei, sunt și bărbați care fac cancer de sân, dar cu o frecvență mult mai mică. Și fiind un centru comprehensiv de tratare a cancerului, sigur că concentrăm un număr mare de cazuri. Cazuri noi pe an sunt peste 1000, 1200, 1300. Sigur, anul trecut nu-l putem considera extrem de reprezentativ, fiind și perioada de pandemie. Numărul cazurilor a fost ceva sub 1000, cazuri noi, sigur, aceeași măsură, cazuri vechi sunt tratate în continuare. Numărul acesta a crescut ușor anul acesta și bănuim că vom încheia anul cu un număr, să zicem, cu o medie asemănătoare anilor de dinainte de pandemie. Dacă o luăm global, aceasta este dată, sigur, de stadiile în care este diagnosticată boala. Și avem tot felul de grafice foarte sugestive, care provin, sigur, din nou din țările din vest, Europa de vest, America, și chiar ieri discutam cu colegii un grafic extrem de bun care arată cum a crescut supraviețuirea la 5 ani în diverse localizări. Și la cancerul, sigur, în Statele Unite, e vorba despre datele din Statele Unite, și la cancerul de sân, supraviețuirea tinde către 90%. Asta ce înseamnă? Fiindcă trebuie să fim atenți cum citim datele, înseamnă că ei diagnostichează și tratează un număr foarte mare de cazuri incipiente. Fiindcă, mergând către stadiile avansate, supraviețuirea, evident, scade. Adică, într-un stadiu 4, supraviețuirea va fi undeva la 20% sau chiar sub 20%, în funcție de tipul de tumoră, mai agresivă sau mai puțin agresivă, sigur. Într-un stadiu incipient, supraviețuirea poate să treacă de 90%, și asta e valabil pentru foarte multe localizări neoplazice. Ei bine, dacă am avea posibilitatea să identificăm la cât mai multe femei, dar nu e greu să spun la toate, dar la cât mai multe femei această problemă într-un stadiu incipient, și supraviețuirea ar fi pe măsură. Deoarece trebuie spus că în ultimii ani sunt foarte multe molecule aprobate, deci putem trata extrem de eficient în acest moment
cazurile de cancer de sân. Totul este să avem centrele specializate și să avem un număr suficient de specialiști reali, care în echipă multidisciplinară să poată să facă acest lucru. De la perioadă la perioadă, din nou, o să fac referire la pandemie, anul acesta am început iar să vedem mult mai multe stadii 4. Deci chiar uneori sunt perioade în care chiar un sfert din paciente sunt în stadiu metastatic. Și asta este foarte rău. Pacientele au stat foarte mult acasă și, din păcate, în această situație, tratamentele sistemice sunt cele utilizate. Uneori aceste paciente nici nu ajung să beneficieze de chirurgie, fiindcă face sens un tratament care să oprească progresia bolii. Sigur, și controlul local este important, dar la aceste paciente un tratament sistemic este cel esențial. Dar la stadii avansate și supraviețuirea este mult mai redusă. Întotdeauna e loc de mai bine. Haideți să începem așa, și în fiecare an apare o nouă generație de aparate de radioterapie, în fiecare an apar noi tehnologii care sunt din ce în ce mai performante. Acum, cred că în acest moment, deci dacă ne referim la anul domnului 2021, ne prinde într-un moment excepțional. Revin cu o afirmație pe care am făcut-o vis-a-vis de tratamentul sistemic. Din fericire, în ultimii ani s-au aprobat numeroase molecule, dar în plus față de aceasta, având în vedere că avem mulți colegi implicați în trialuri clinice, avem deci și multe molecule noi care sunt în aceste studii și de care pot beneficia pacientele noastre în mod direct și rapid. Întotdeauna sunt noi molecule care sunt puse în piață în America, întâi, după aceea în Europa de Vest și după aceea, sigur, privesc și la noi aprobarea. Dar în acest moment, cum spuneam, lucrurile stau chiar bine. Ce prezintă aceste molecule? Sunt, dacă ne referim la, hai să zicem, chimioterapie, da? În mod generic, tratamentul sistemic în oncologie este numit chimioterapie, fiindcă primele tratamente au fost cele chimioterapice. Acum, ulterior, au apărut diverse molecule care poate nu se încadrează neapărat în definiția chimioterapiei, da? Vă dau un exemplu care chiar avem un trial de acest cu imunoterapie. Acum, imunoterapie e tot un tratament sistemic, dar nu este chimioterapie. Deci, un tratament care se adresează întregului organism, care, hai să spunem, este administrat pe cale sangvină, pe cale venoasă sau, sigur, unele sunt tablete, dar, practic, efectul acestor medicamente se răsfrânge asupra întregului organism. Adică luptă împotriva tumorii, diseminării tumorale și eventualelor metastaze. Da? Deci asta e partea de tratament sistemic. Acum, în partea de radioterapie, eforturile au fost mari din partea Ministerului Sănătății și am beneficiat de pe urma împrumutului de la Banca Mondială de aparatură nouă și în acest moment acoperim practic toată gama de proceduri în radioterapie de ultimă oră. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că radioterapia nu era eficientă. Era eficientă, dar avea și o toxicitate, spunem, sau efecte secundare pe măsură. Aparatura nouă minimizează aceste lucruri, protejează extrem de bine țesuturile înconjurătoare, concentrându-se exact pe zona unde trebuie eliberată cantitatea de energie pentru a lupta cu celulele canceroase. Și am lăsat intenționat partea de chirurgie la urmă, deoarece aici sunt două aspecte. Partea de chirurgie radicală, pe care sigur o făceam întotdeauna și o făceam foarte bine, dar la care
în ultimii 2 ani s-a adăugat partea de reconstrucție, în sensul decontării și în sensul în care ne-am creat și noi un departament de chirurgie plastică și oferim pacientelor practic împreună partea de rezecție, dar și cea de reconstrucție, și cred că pentru calitatea vieții pacientelor noastre este un lucru esențial. Iar în partea de chirurgia cazurilor incipiente, din nou, avem posibilitatea de a face cei mai bun ghidat. Și am să mă explic și aici. Sigur, ce înseamnă chirurgie conservativă? Înseamnă să păstrăm sânul pacientelor noastre, îndepărtând în mod corect și radical tumora cu un țesut înconjurător. Acum, cum facem acest lucru? Pare sau pe vremuri părea simplu, îndepărtăm pur și simplu ochiometric o zonă în jurul tumorii și cu asta gata. Aceste lucruri au suferit multe schimbări. Odată, multe paciente, prin faptul că știm să caracterizăm mult mai bine tumora, și cu asta voi vorbi ulterior despre anatomie patologică, care practic e chintesența problemei. Deci știm că la unele paciente, chiar cu tumori incipiente, trebuie să facem tratament sistemic, să-i spunem, chimioterapie sau alte tratamente, înainte de operație. În situația asta s-ar putea ca tumora să răspundă atât de bine încât să nu mai identificăm în timpul operației, să nu mai palpăm un nodul acolo. Și atunci ce facem înainte de a începe tratamentul? Se plasează un clip metalic exact în centru, care va putea fi ulterior reperat în preoperator prin mamografie, și colegii de la imagistică să ne contureze extrem de clar zona pe care trebuie să o îndepărtăm. Altfel, din nou, dacă pacientele vor fi operate în prim timp, colegii de la imagistică, de la mamografie, ne vor contura exact zona. Intraoperator, când îndepărtăm tumora cu țesutul înconjurător, trimitem acea piesă din nou la mamografie ca să ne verificăm că este corect îndepărtată în raport cu imaginea pe care am avut-o înainte de a intra în operație. Deci asta este o parte foarte importantă. O altă componentă importantă este partea de ganglioni. Tumorile mamare tind să metastazeze foarte mult pe cale limfatică. Asta este o caracteristică cunoscută a lor. Și atunci, îndepărtarea ganglionilor este o componentă importantă a părții de chirurgie. Dar ce am învățat în ultimii ani, ultimii 10 de ani, este faptul că nu întotdeauna acești ganglioni sunt afectați. Cu alte cuvinte, nu întotdeauna trebuiesc îndepărtați. Sigur că nu aveai această măsură a lucrurilor, se făcea automat limfadenectomia, care, sigur că poate să aibă și ea anumite urmări mai puțin plăcute, de exemplu îngroșarea brațului. Ce putem face în ziua de astăzi este să identificăm prin tehnici de medicină nucleară sau coloranți intravitali, sigur ideal este o combinație între ele, dar medicina nucleară este esențială, în a identifica primul sau primii 2-3 ganglioni în care drenează tumora. Îndepărtându-i pe aceea și ulterior analizându-i, știm dacă are rost sau nu are rost să facem toată limfadenectomia. Deci reducem amploarea intervenției, adică o calibrăm exact pe măsura bolii și a individului, a pacientei. Și nu în ultimul rând, partea de anatomie patologică, cea la care am făcut și mai înainte referire. Fără a putea avea o caracterizare corectă din punct de vedere microscopic a tumorii, dar și biologic în ziua de astăzi, nu putem hotărâ în mod corect tratamentul. Și partea aceasta de anatomie patologică este din nou extrem de performantă în acest moment și dincolo de, spuneam, de implicarea Ministerului și împrumutul de la Banca Mondială pentru partea de radioterapie.
Multe din celelalte obiective le-am realizat prin fonduri europene, fonduri norvegiene, le-au fost într-o altă categorie. Și cred că acest lucru, dacă vă amintiți, cred că a fost subliniat și atunci când Institutul a primit acea distincție ca cel mai bun spital din România în anul respectiv. Deci, cred că efortul ăsta managerial, de fapt, trebuie să se traducă în ceva. Și deseori, poate că greșim, fiindcă de fiecare dată ne referim exclusiv la bani, sigur. Foarte important și important ca banii să aibă un efect pozitiv, dar degeaba ai toată aparatura asta dacă ea nu îmbunătățește viața pacientelor noastre. Degeaba lucrăm, ne lăudăm sau ne vom scrie acum pe tot felul de social media că suntem cei mai grozavi de pe lumea asta, dacă nu putem demonstra acest lucru. Și având registrul de cancer care e racordat la rețeaua europeană, avem și rezultatele. Și având în vedere că ele sunt foarte aproape de media Europei de vest, înseamnă că ne facem treaba bine. Dacă nu, restul este poveste. Asta în raport cu supraviețuirea. Celălalt aspect, la fel de important, este partea de calitatea vieții. Și pe aceasta o măsurăm și avem și studii publicate. Degeaba, sigur, bine cu forța, poți să-i explici unei paciente sau unui pacient că i-ai făcut bine dacă el nu crede acest lucru sau dacă nu i-ai creat și o îmbunătățire a calității vieții. Ceea ce spuneam. Și pașii aceștia, partea de reconstrucție, partea de chirurgie individualizată, să-i spunem în acest moment, partea de radioterapie făcută la modul cel mai profesionist și cu efecte secundare cât mai mici, cred că toate contribuie la rezultatele bune în sensul unei bune calități a vieții a pacientelor noastre. Cum ar trebui să funcționeze într-o țară perfectă lucrurile? Ar trebui să existe un sistem de screening organizat în care, rând pe rând, fiecare femeie din grupul țintă, hai să spunem peste 40 de ani sau sub 40 dacă există anumit risc, da, antecedent, exact sigur, un risc calculat, să primească o invitație pentru o procedură, să zicem mamografie, peste un timp să primească un rezultat, iar dacă este o problemă, automat să-i se facă o nouă programare la un specialist care să elucideze care este problema. Întrebarea e foarte complexă de data asta. Sigur, voință politică. Putem să luăm o hotărâre că de mâine vom face acest lucru. Cu cine? Pentru cine? Unde? Cu ce? Sunt o întrebare care naște foarte multe întrebări. Pacientele, populația, de fapt, aici nu vorbim de paciente, vorbim de o populație asupra căreia vrem să facem o intervenție de profilaxie secundară, adică să facem un test acceptat, acceptabil, cum este mamografia, pentru a preveni apariția cancerului de sân și pentru a identifica eventuale leziuni precursoare sau cancere foarte incipiente. Așa ar trebui să funcționeze totul într-o lume ideală. Pentru asta ar trebui să avem centre pregătite, să avem specialiștii pregătiți, să avem un sistem foarte bun de recoltare a datelor. Ce înseamnă centre pregătite? Nu-i de ajuns să avem niște oameni într-un centru, trebuie control standardizare, trebuie control de calitate, altfel putem ajunge în două extreme, fie să spunem că nimeni n-are nimic, da? Să considerăm că toate mamografiile alea sunt în regulă,
sau să sărim la orice leziune și să încărcăm foarte tare alte centre secundare sau terțiare pentru a elucida problemele acestea, ajungând într-o extremă absolut greșită, în care să zicem că ne apucăm să biopsiem absolut orice ni se pare suspect, fără ca acel lucru să fie într-adevăr suspect. Și de asta spun că problema specialiștilor instruiți este foarte, foarte importantă, dar și a celor care să citească încrucișat aceste imagini, să existe deci un control real de calitate și standardizarea aceasta. Acest lucru nu se poate face peste noapte. N-a existat acest sistem la mod organizat decât oportunist, și una e oportunist, alta e un sistem organizat, și lucrurile astea se construiesc în ani. Vă dau un exemplu. Norvegia e o țară complicată din punct de vedere geografic, fiindcă are o întindere mare, o populație redusă, dar care este împrăștiată în multe localități. Au centre, sigur că au făcut centre în zone depărtate, dar au, de exemplu, autobuse cu care adună într-o zi populația, să zicem, la risc sau cea care a primit invitații și organizează ca o excursie, să spunem, chiar într-un mod extrem de plăcut aceste lucruri. Fiecare caută și găsește soluția. Sigur că Europa, în general, e o regiune extrem de socială și oferă, spre deosebire de alte zone, cum ar fi Statele Unite, sănătate pentru cât mai mulți sau pentru toți locuitorii ei. Dar asta vine sigur și cu o plată pentru intervențiile acestea și cu foarte multă educație. Populația, copiii trebuie educați în sensul educației pentru sănătate. Oamenii trebuie să știe exact ce riscuri au, la ce se supun și ce ar trebui să facă, dar pe de partea cealaltă să găsească o organizare bună. Și atunci, doar într-o paranteză, construind un plan de control al cancerului, lucrurile astea trebuie fixate ca obiective tangibile, nu în niciun fel ca niște obiective pe care să le bifăm pe hârtie și în realitate lucrurile să rămână la fel. V-aș da un exemplu care e frecvent, apare frecvent în Marea Britanie, de pildă, dar acest lucru e universal valabil ca raport între screening, deci profilaxie la cancerul de col uterin, de exemplu, screening-ul costă 20 de lire, tratamentul bolii complexe 10.000 de lire, dacă doriți o balanță. Și acest lucru e important ca mesaj. Acum nu vorbesc de numere, dar raportul e unul, cred, extrem de relevant și nu-i vorba aici numai de raportul în bani, e vorba de suferință. E vorba de o prezentare la medic simplă pentru a se recolta o analiză sau două, sau să fie 10, o vizită, o discuție, o recoltare de analize sau o suferință care, de exemplu, pentru cancerul de col uterin, să zic, într-un tratament complex, poate să implice la început radioterapie și chimioterapie, apoi intervenție și după aia poate iarăși chimioterapie și lucrurile așa, sau un alt tratament sistemic cu efecte secundare. Deci e vorba de suferință și de ani de viață curmați sau transformați într-o continuă prezentare la medic și intervenții peste intervenții. Deci acestea cred că sunt lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le transmitem, că dacă ne prezentăm din vreme, dacă urmăm un program pe care sigur ar trebui să-l putem și oferi la nivel național, la modul cel mai corect, putem să evităm toată această suferință.
Și, sigur, și sistemul ar fi mult mai puțin încărcat și cheltuielile ar scădea. Adică nu există cheltuieli în sănătate când vorbim despre partea de profilaxie. O investiție, de fapt, tot este o investiție în sănătate. Un centru dedicat de screening era absolut necesar și un centru care să aibă o identitate separată de institutului care, sigur, se concentrează pe partea de diagnostic și tratament. Dar partea aceasta de prevenție, profilaxie, provine de la înființarea institutului și a supraviețuit într-un mod spectaculos, să spunem, în măsura în care astfel de activități care sunt consumatoare de timp, complicate, deși toată lumea crede că e un lucru simplu, au reușit deci să supraviețuiască și chiar să se dezvolte într-un mod admirabil, devenind exemple de bune practici pentru întreaga țară. Acest centru beneficiază de finanțare europeană. Putem utiliza banii europeni pentru sănătatea românilor. Centrul are două componente, parte de cancer de col uterin, o problemă de sănătate publică, pe care am explicat-o probabil și în alte întâlniri, dar asupra căreia putem reveni, și partea de cancer de sân, care, iată, devine principala localizare neoplazică malignă, cu cea mai mare incidență, deci, din România. Acum, de ce este plasat acolo și care a fost sensul și scopul? În măsura în care populația urbană, să spunem, mai ales la noi în județ, în orașul nostru, beneficiază de servicii, aș spune, bune, sigur, raportate la România, chiar foarte bune, de îngrijiri medicale, zonele din urbanul mic sau rural sau zonele de munte, zonele greu accesibile, cum sunt cele de lângă Gilău, nu? Acolo întregul lanț montan, suferă în acest sens. Și atunci, pe seama a numeroase proiecte, din nou pe fonduri norvegiene, vă amintiți probabil deplasările cu mașini care erau anume carosate pentru zonele astea montane, cu teste, care să ducă teste, să recolteze teste pentru examenul Babeș Papa Nicolau la vremea aceea, ulterior, s-au făcut, sigur, și tipizare HPV în populații defavorizate. Încet, încet, colegii noștri au căpătat experiență și acest centru, dacă doriți, este încununarea activității ultimilor 20 de ani. Acest model, sigur, există și un parteneriat și cu zona de vest pentru cancerul de sân, dar e un model pe care ni l-am dorit să-l putem extinde ca un program pilot, dacă doriți, da? La întreaga țară. Al doilea punct era clinica de hematologie. Ei bine, acolo era, dincolo de o problemă juridică de proprietate, o necesitate. Hematologia, partea Institutului Oncologic, dintotdeauna își desfășura activitatea în vechea clădire a Institutului, total nepotrivită ca infrastructură. Ei bine, eforturile pentru hematologie au durat aproape 10 ani, dar rezultatul a fost unul bun și una dintre ideile importante de la care am pornit este aceea de a putea face și transplant medular. Și acest lucru, sigur că ne-l dorim și urmărim eforturile colegilor noștri în acest sens. E bine să te bucuri de fiecare moment și în meseria noastră, chiar dacă trebuie să fii pregătit să știi ce poți să oferi. În primul rând, să nu oferi false speranțe, dar speranța mare ultima și motto-ul Institutului Împreună Redăm Speranța, cred că spune destul de mult. Și dacă nu vei vindeca un pacient, poți să-i aduci un zâmbet pe buze și poți să-l faci pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp să aibă o calitate a vieții mai bună. S-ar putea ca o intervenție de mică amploare să provoace
la fel de multă bucurie sau unui pacient ca și o intervenție care îl salvează de boală. Și e foarte important să știi în raport cu pacientul, dar și cu tine însuți, ce înseamnă fiecare gest pe care îl faci. Și lucrul ăsta vine și în timp, se poate și învăța, dar cred că înainte de toate, atunci când te apuci de astfel de meserie, trebuie să-ți faci o autoevaluare cât se poate de bună. Fiindcă e păcat să ajungi să trăiești un burnout inutil sau chiar mai rău să suferi și în felul ăsta să nu-ți ajungi de fapt pacienții.